La 29 mai 2018, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru următoarele două săptămâni. De aceea, fracțiunea Partidului Liberal solicită includerea în ordinea de zi a ședinței de astăzi a subiectului referitor la audierea directorului Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, a domnului director Tudor Copaci, în legătură cu scumpirea semnificativă a produselor petroliere principale. Trebuie, domnul deputat, să-l mulțumiți pe Mihai Ghimpu pentru toate aceste lucruri. Când el 12 ori a exercitat funcția de președinte a Republicii Moldova, a emis decizii ca să fie scos pragul de import automobilelor conform vârstei. Și voi ați făcut din toată Moldova metalolom. Aduceți automobile cu 500 de euro, strigați toată atmosfera Moldovei și iată din care cauză se majorează și prețurile. Voi ați făcut lucrurile astea. Și nu numai aceasta. Tu când ai vorbit, eu am tăcut, fac frumosul. Liniștește. Iată unde e buba. Iată de unde se pornește toată aceasta. Voi asta ați făcut-o nu așa, dar ați făcut-o contra interese, domnul Ghimpu. Eu știu toate tehnologiile acestea și făceam atunci. Te-ai folosit de ocazie, la după grate, dar nu prețuri. Încă o dată ne-am convins că ați avut un președinte 8 ani care habar n-avea ce înseamnă lege și ce înseamnă decret. Domnule ex-președinte Voronin, ceea ce vorbiți dumneavoastră, hotărăște Parlamentul prin lege, dar nu președinte prin decret, halal de funcția de 8 ani zile pe care ați avut-o. Nimeni niciodată nu hotărât câte mașini și de câți ani sunt între Republica Moldova decât prin lege. Și este clar lucrul și-l cunosc deputat, de ce toată sala râde de dumneavoastră. Și cel mai important, că dumneavoastră vă referiți la niște aiureli care pur și simplu azi noapte le-ați visat. Dar ce sunt descumpirii n-a susținut propunerea noastră liberalilor, că într-adevăr prețul a crescut. Și astăzi mașina nu mai este un lux, este o necesitate pentru oameni. Asta trebuie să vă îngrijoreze pe dumneavoastră. Și n-ați dormit azi noapte sau ce cu dumneavoastră? Tovarăși Voronin, jalca prostă.